Lasă-mi numai în poze. Să-mi spui dacă nu știu. George, da. Stați un pic. Nu. Ne uităm la perfect, da? Suntem la deget. La mine aici, haideți. Da. Să fii cu noroc și într-un ceas bun, să zicem noi. Ajută. Să mai tăiem pangriș dintre astea. La Dofteana și peste tot. Domn prefect? Domn prefect? Vă așteptăm cu mine și sare, sunt volan de ai văzut. I-am trebuit să trebuia să-l folosesc. Ți-am zis vizare. Să dau așa. Și unde, unde să spune o vedeți? Uite așa. Uite așa sarea pentru invitați. Dacă... Acum care țin regim, n-a unul ca mine, nu. Haideți, domnul prefect. Hai, se vede, se vede că e... Asta chiar e sare? Nu cred că e zahăr scurtă. Nu? Doamna director. Sare. Doamna director, ați pregătit... Aici o să începem prin desfelirea sarelui. Și de aici încolo dumneavoastră deja sunteți. Sunteți pe mâini bune. Da, doamna director, haideți, înduceți ostilitățile. Haideți, vă rog. Copilașii la noi. Bună ziua! Domnul primar, unde este aici? Domnul director, nu e. Da, mulțumim, până iată. Vă dați drumul la microfon. Unii Răzvan, dă drumul la microfon. Băi, nu-ți vezi unde este cu stația, să dea drumul, dar poate nu s-aude. Bună ziua și bine ați venit tuturor! Conducerea școlii gimnaziale Scarlat din Dofteana vă urează bun venit! Printre noi, domnul primar, vă rog să veniți alături de noi. Vă rog, vă rog, insist. Astăzi, pentru școala noastră, este o zi specială, o zi importantă, pentru că avem oaspeți de onoare. Printre noi, doamna inspector școlar general Anca Igarmin, domnul prefect al județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel, domnul președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea, domnul consilier județean Vasile Bugagă, părintele protopop Ioan Bârdăoanu și preoții din comună, domnul primar al comunei Dofteana, doamna viceprimar. Este o zi emoționantă, este o zi încărcată de nerăbdare. Cu toții ne dorim să intrăm într-o școală nouă, proaspăt reamenajată, extinsă, modernizată la standarde europene. Festivitățile de astăzi le vom începe prin ceremonia de dezvelire a bustului marelui nostru poet, Mihai Eminescu. Pentru început, o să rog o elevă din clasa a 8-a, Mărintei, să ne recite o poezie. Thank you.
bine, toate-s vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și s-o poate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, cavalul trece, de te cheamă, de te îndeamnă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, n-auzi, ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte, vreme trece, vreme vine. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vechipui. Și de plânge, de se ceartă, tu în coi petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a firei două fețe, vedem capăt începutul, cine știe să le învețe. În tot ce a fost ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine, poate-s vechi și nou toate, vreme trece, vreme vine. Doamna director, doamna director. De unde tragem? Nu știu, mă trebuie. De unde tragem? Trebuie să fie un tiret, dar... Dar să știți că am găsit și retul. Capă de gata. Nu trebuie să fie acolo. Permisiunea dumneavoastră, având în vedere că este și acest monument și pentru că știm că domnul primar Ioan Bujor este un om de cuvânt și un om credincios, dăm, să spunem, în lucrare această slujbă. Am spus-o și altă dată, aici nu cred că o să dureze 7 minute, poate mai puțin, dar ideea este că aș vrea să vă ajut eu cu aceste prosoape tradiționale care sunt atât de frumoase și am observat cu doamna director cu emoții ne-a introdus așa la fețe bisericești, este și un adevăr, pentru că prosopon asta înseamnă față. Și în sensul acesta o să vă ofer eu și cu ajutorul părintelui Necu, să oferim prosoape la fiecare, o să dăm binecuvântarea pentru această slujbă care nu va dura foarte mult, având în vedere că o mare parte din ea a făcut-o. Vă mulțumim foarte mult tuturor, mulțumim pentru invitație,
reprezentăm și noi aici biserica și ne bucurăm de invitația dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce cu puterea Ta l-ai stip pe om din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o gârmuiești popoarele, ridicând din rândul lor oameni viteși, înțeleși și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi care ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, într-o pomenirea poetului național Mihai Eminescu. Ne rugăm, Doamne Dumnezeu nostru, scrie numele lor a tuturor celor care sunt aleși ai neamului nostru în cartea vieții Tale. Și precum de demult ai rânduit să se așeze semne de piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de cei aleși din popor în numele Tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument ce s-a ridicat spre viață veșnică a pomenirea alesului Tău, Mihai Eminescu, poetul nostru național. Dăruiește bunurile celor care au înălțat acest monument, sănătate și bucurie sufletească, iar poporului nostru ajută-i ca urmând pilda de jertfă, de credință și de făptuire a vrednicilor înaintași să fie binecuvântat. Că binecuvântat este Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește acest monument prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi netrebnici, cu milință aducem această mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra comunei acestea. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul ne rugăm, binecuvintează și trimite harul prea Sfântului Duh pentru ca să se binecuvinteze instituția aceasta și școala aceasta cu harul prea Sfântului Duh și cu această apă sfințită. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruiește pace, sănătate și liniște copiilor, elevilor, părinților, profesorilor, învățătorilor și tuturor celor care se ostenesc în școala aceasta. Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și pe toate le sfințește acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește în lumina cea neapropiată, izvorul înțelepciunii și al cunoașterii, ceea ce ai învățat pe Solomon înțelepciunea, iar prin trimiterea preasfântului Tău Duh, iar ta pe pescar a fi propovăduitor a Evangheliei, dascăl și apostol. Și, Doamne, ceea ce ai zis să zălucească lumina din tunelii, să lucește cunoștința adevărului Tău în inimile dascărilor și elevilor acestei școli, dărește-ne Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, luminează-ne ochii sufletelor spre împlinirea voii Tale. Arată-i cheia luminii, aducând rod prin toate lucrurile lor și sporind în înțelepciunea cea de sus și toate învățăturile cele bune spre folosul lor, spre slava Ta. Se binecuvintează, se sfințește școala și instituția aceasta cu această aghiazmă sfințită și cu harul preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează pomenirea Ta, de binecuvintează bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivit de și cu grăcea ta plăgeșilor. Amin.
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Cuvântul nostru se reduce la un simplu gest. Doamna director, dați voie din partea noastră și ierarhului nostru, aici să vă ofer pe Maica Domnului, cu ocrotitoare acestei comunități, să vă binecuvinteze, să vă ajute, să vă ocrotească toți copiii din școala aceasta și să crească pentru patria noastră, pentru poporul nostru și pentru biserica noastră totuși. Vă mulțumim! Părinți, dragi colegi și elevi, onorată asistență, iată-ne astăzi în fața unui nou început. Astăzi este prima zi din noul an școlar, o zi importantă pentru noi toți, deoarece am așteptat cu nerăbdare una dintre cele mai mari sărbători ale toamnei, începerea școlii. Pășim cu emoție, speranță și credință în noul an școlar 2022-2023 și ne dorim ca aceasta să fie mai bun și plin de realizări frumoase. Fiecare început de an școlar aduce cu sine momente de neuitat, iar noi vă întâmpinăm nu numai cu sălile de clasă frumos amenajate, manualele pregătite, ci și cu sufletele deschise și cu urări de bine. Pentru instituția noastră, anul acesta școlar debutează cu clădiri nou, renovate, bine puse la punct, cu bază materială corespunzătoare cerințelor unui învățământ de calitate. Avem o școală curată și primitoare, dotată corespunzător, mobilier nou, table moderne, în laboratorul IT a fost montate table inteligente, băi complet renovate și împrejmuiri frumoase. Clădirea este acum una modernă, cu toate utilitățile și confortul la care mulți elevi și dascăli din școlile alăturate doar visează. Toate acestea se datorează implicării autorităților locale aici de față și în special domnului primar Ioan Bujor, căruia îi mulțumim, care a înțeles că atunci când se investește în copii, se investește în viitor. Pentru toate acestea îi suntem profund recunoscători. Începem acest an școlar cu speranța că toate realizările și eforturile noastre vor da roade, iar voi, dragi elevi, veți beneficia de servicii educaționale de calitate. Dragi elevi, mă adresez vouă. Ne-am dorit să considerați această școală drept a doua voastră casă și, prin urmare, să respectați toți angajații acestei instituții, să o îngrijiți și să o păstrați mai ales la fel de frumoasă și de curată multe generații de acum încolo. Vacanța a trecut și odată veniți la școală, vă așteaptă noi responsabilități. Pentru a dezluși tainele acestei lumi, vă sunt alături cadrele didactice, iar împreună veți învăța tot ceea ce este cuvincios și bine. Vă asigur eu în calitate de director că avem cadre didactice bine pregătite cu toate cursurile de perfecționare Da, dragi părinți, vă rugăm să conștientizați că în această școală copiii dumneavoastră primesc o educație de cea mai bună calitate. Dorim o colaborare cât mai bună și sperăm că vă veți implica în continuare în activitățile pe care le desfășurăm cu elevii școlii noastre. Alături de noi avem o delegație importantă, poate că nu este prima dată când ne călcați pragul, dar ne simțim la fel de onorați ca de fiecare dată. Doamna inspector școlar general Anca Igarmin, domnul președinte, domnul prefect al județului Bacău Lucian Bogdanel, domnul președinte al Consiliului Local Valentin Invancea, domnul consilier județean, care n-a urcat pe scenă, dar este printre noi, Vasile Budacă, primar, aici, da, e chiar în spate, s-a ascuns ca să nu-l văd. Da, are grijă, da, am înțeles. Domnul primar, care de fiecare dată este alături de noi și întotdeauna când mergem la primărie, ușa ne este deschisă, ne rezolvă problemele. Doamna viceprimar, tot în mijlocul nostru este, părintele protopop Ioan Bârgăoanu, cărora le dăm cuvântul. O să încep prin a da cuvântul doamnei inspector general.
Bună ziua, mulțumesc! Deși noi suntem aici cocoțați un pic, voi, dragi copii, dragii noștri copii, sunteți sus astăzi. Este ziua în care intrați într-un nou an școlar sau în primul an școlar. De aceea această locație, și o îndrăznesc să spun acest lăcaș, curat, frumos, ordonat, care vă primește în spațiile, iată, dotate, așa cum spunea doamna directoare, dar dincolo de toate, dotate cu suflet. Și este vorba despre ceea ce v-a oferit și vă vor oferi cadrele didactice, doamnele educatoare, doamnele învățătoare, profesorii voștri. De aceea, singura mea încurajare este cea pe care o dau și copilului meu, să faceți ce trebuie, să învățați, să ascultați de părinți, să vă lăsați formați, să vă lăsați iubiți, pentru că și atunci când vă ceartă un părinte sau un dascăl, vă iubește de fapt, în așa fel încât să deveniți oameni. Doamne ajută, felicitări pentru tot ce ați făcut aici, tuturor, mai ales oamenilor. În continuare voi da cuvântul domnului prefect al județului Bacău. Sărătuna, bună ziua copii, bună ziua părinți, bună ziua cadre didactice. Mă bucur tare mult că sunt aici, eu nu vă privesc urât, dar lumina soarelui, care e foarte binevenită, îmi joacă un pic feste și eu am o problemă cu această lumină. De ce ne aflăm astăzi aici? Pentru că aveți un primar determinat și care cu foarte mare implicare a transformat la față nu doar școala în care voi urmează să învățați, ci întreaga comună. Mulțumită dânsului, astăzi aveți la dispoziție una dintre cele mai moderne școli din județ. În calitate de prefect, vă asigur și în numele Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor cu atribuții pe linia siguranței și ordinii publice, că poliția, jandarmeria, pompierii vor fi alături de voi pentru un act educațional desfășurat într-un climat de liniște, siguranță și ordine publică. Vă mulțumesc, urez mult succes cadrelor didactice, copiilor și domnule primar, mult succes în activitatea dumneavoastră. Un an nou cu bine! În continuare, o să-l rog pe domnul președinte al Consiliului Județean să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Vin la Dofteana cu inima deschisă ca de fiecare dată și vin și găsesc în dumneavoastră o încărcare emoțională deosebită. Astăzi, când e vorba de dumneavoastră, dragi copii, și de dumneavoastră, stimați dascăli, vă urez să aveți un an bun, să aveți un an în care să învățați și să aveți un an în care să fie normal, în primul rând. Vreau să-l felicit pe domnul primar și echipa pe care o coordonează, nu doar pentru faptul că știe să coordoneze și să conducă o unitate administrativ-teritorială, ci pentru faptul că pune pasiune în ceea ce face și pentru faptul că a reușit să facă în Dofteana, să facă în Dofteana ceea ce noi în municipiul Bacău suntem văduviți. Gândiți-vă, o spun ca un prieten, deja nu vorbesc în calitate oficială, când vorbesc în calitate de părinte, când suntem nevoiți să punem bani, să rașchetăm clase, parchet, să cumpărăm mobilier în fiecare an. Iată că la Dofteana nu se întâmplă acest lucru și datorită domnului primar care știe să investească corect în învățământ, în dumneavoastră, în ceea ce înseamnă infrastructura din localitatea Dofteana, Dofteana, să știți că face ca această comună să fie una dintre cele mai frumoase din județ și nu numai. Mă bucur că sunt aici și mă simt extrem, extrem de bine, ca și cum aș fi acasă la mine. Exact așa am spus-o de când am călcat prima dată în Dofteana și să știți că aveți în Consiliul Județean și nu doar în Consiliul Județean, ci și în președintele Consiliului Județean un adevărat prieten. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Dau în continuare cuvântul domnului primar Ioan Bujor. Da, bine în partea asta. Da, bună ziua și bine ne-am regăsit astăzi la deschiderea anului școlar.
2022-2023. An școlar care este altul față de ceilalți ani, pentru că i-am dat o denumire, deschiderea porților deschise la școala Scarlat Login din Dofteana, loc în care pot astăzi toți părinții să vizualizeze curtea școlii, fiecare sală de clasă, depozitele cu lemne, sala de sport și toate corpurile, corpul A, corpul B, să vadă unde copiii dumneavoastră învață, unde copiii dumneavoastră își desfășoară activitatea. Doamna inspector general șef, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule consilier județean Vasile Budacă, onorată asistență, doamnelor și domnilor director, onorat Consiliu Local, doamnelor și domnilor profesori, învățători, foști directori la această școală și nu numai, inclusiv în cadrul Comunei Dofteana, am invitat toți cei care au activat și au promovat educația în localitatea noastră, pentru că numai de la școală, biserică și din credință putem să știm cu toții că există un mare generator de educație. Am invitat pensionarii să fie alături de noi, pentru că datorită lor, în localitatea Dofteana, au ieșit mulți oameni care lucrează în aparatul județean, în aparatul de stat al României, plecând de la muncitori, maiștri militari, ofițeri, subofițeri, tot felul de oameni bine pregătiți care au ajuns în punctele cheie. Nu poți să mergi la o societate comercială pe Valea Trotușului și nu numai să nu fie un doftean care lucrează. Deci le place munca. Le place munca, dovadă căci s-a văzut de fiecare dată, numai cu sprijinul dumnealor și prin impozitele pe care le-au plătit și le plătesc de fiecare dată, localitatea noastră a înflorit. Comuna Dofteana este cea mai mare comună ca număr de locuitori din județul Bacău și face parte din primele 6 comune din România. Am adus-o în punctul de facem parte din cele mai frumoase sate din Europa. Motiv pentru care eu, doamna viceprimar, am fost în schimb de experiență în mai multe țări, acolo unde am dezvelit și noi la rândul nostru împreună cu comunitățile de români de acolo, multe busturi și mulți oameni eminenți. Doamnelor și domnilor, în anul 2018 am inițiat acest proiect care îl vedeți dumneavoastră și anume modernizarea școlii Scarlat Login din Dofteana, atașând un corp de clădire de 600 de metri pătrați în spatele fostei școli și modernizarea întregii școli Dofteana, unde am construit acest numit campus. 2009, prin fonduri europene, sala de sport. 2013-2014, grădinița cu program normal prin PNDL2 prin grija Guvernului României. Școala din corpul B pe care o vedeți aici în stânga mea este o școală construită prin Banca Mondială, un alt proiect european. Iar școala care vă spuneam mai înainte, Scarlat Login, a fost modernizată și reconstruită încă un corp de 600 de metri pătrați prin ADR Nord-Est, proiect european în valoare de 1 milion de euro, iar 1 milion de euro a fost pus din bugetul local prin grija Consiliului Județean Bacău, în speță domnul președinte a Consiliului Județean, Valentin Ivancea. Împreună cu mine și cu Consiliul Local suntem al doilea zis finanțator sau cofinanțator al școlii Dofteana. Am adus-o în această situație. Să-mi spună cineva dacă mai există o școală în județul Bacău cu sală de mese, unde avem 150 de copii vor intra la masă, prin grija doamnei inspector general șef, în care vă mulțumim.
cu grija dumneaei și altor care au condus înainte și mai avem încă de lucru aici, pentru că sunt trecuți doar 792 de copii, dar până la 1200 mai sunt, datorită bugetului pe care există la nivel național, o să ajungem și în punctul în care fiecare copil din cei 1200 o să primească în fiecare zi un pachetel sau masă caldă în sala cu mese. Am făcut ce? O bibliotecă mare cum nu există, dotată total de la A la Z, laborator IT, cabinete director, cabinet medical, în care, prin grija domnului prefect care mi-a promis, vom avea probabil de la începutul anului 2023 și un asistent medical aici la noi. Mai avem încă un medic stomatolog care se află în corpul celălalt al selei de sport. Într-un cuvânt, una peste alta, copiii noștri, copiii dumneavoastră sunt pe mâini bune. Am construit, prin grija Consiliului Local, pentru care le și mulțumesc, în fața școlii un camping, ați văzut, foarte bine amenajat, în care un cadru didactic este să lectureze, este într-o pauză, că este ceva normal. Munca și lucru cu omul sunt foarte grele. Am construit un mic camping aici cu o măsuță, cu două bănci, copiii să iese, să lectureze, să stea, să odihnească, să erisească și apoi să intre în sala cu clase, sala de clase. Deci tot ceea ce ne-a stat în putință, iar eu, de când sunt la conducerea unității administrativ-teritoriale din anul 2008, nu mi-a scăpat niciun proiect european, iar orice proiect l-am făcut, nu am făcut maculatură. Toate proiectele, împreună cu aparatul de specialitate, printre care le mulțumesc respectuos tuturor celor care m-au sprijinit din primărie, directorul economic, fetele cele trei de la management proiecte, secretarul Consiliului Local și toți ceilalți care lucrăm permanent și necontenit la proiecte europene, care le trec prin grija Consiliului Local și de fiecare dată am primit girul pozitiv al Consiliului Local, am luptat și am ajuns în acest punct. Copiii dumneavoastră pot să umble vara disculți în curtea acestei școli. Amintiți-vă znoroaiele, amintiți-vă ce spunea președintele Consiliului Județean Bacău, căci sunt școli în care contribuie toți cei care sunt părinții elevilor să rașcheteze parchetul, să pună perdele sau altceva. Pe când aici nu s-a întâmplat. Înainte de a intra în 2008, spuneau unii părinți, domnule primar, domnule Bujor, dacă intrați la primărie, n-aș vrea să mai pun în plasă lemne să ducă copilul meu la școală. Astăzi avem două centrale termice de capacitate de 150 de kW pentru școala pe care o vedem mare nouă, două centrale termice de câte 70 de kW pentru sala de sport, o centrală 45 de kW la corpul B, încă o centrală la atelier, acolo unde se vor duce copiii să-și practice educația tehnologică. Într-un cuvânt, le-am reabilitat pe toate, inclusiv garduri, porți, alei pietonale, canalizarea apelor pluviale, scurgerile de ape și tot. De ce să nu vă spun și partea elaltă? Nu a fost ușor. Deloc. Și nici nu va fi, că mai avem multe de rezolvat. Pentru faptul că au moștenit din generații în generații uneia care au crezut că ei nu pot fi niciodată înlocuiți. Nu pot fi niciodată înlocuiți. Nu există om care să fie născut pe pământ să nu poată fi înlocuit de un alt om. Nu există așa ceva. Deci mai avem de luptat împreună cu Consiliul de Administrație, împreună cu Comitetul de Părinți, pe care vă rog respectos să vă prezentați la ședințele Consiliului de Administrație, la ședințele cu părinții și dumneavoastră să știți copiii în momentul când pleacă cu câți bănuți pleacă în buzunar, cu câți bănuți se întorc acasă și pe ce cheltuie banii. Toate canalizările din curtea primăriei și nu numai, sunt înfundate cu doze de energizant. Copiii dumneavoastră trebuie să știți pe ce cheltuie bănuțul pe care îl dați în fiecare zi de acasă. Energizantul este un drog mai slăbus, dar este un drog, exact ca și țigările, exact ca și alcoolul.
Deci noi nu luptăm pentru așa ceva. Educația acestor copii nu constă în energizant. Unitatea administrativ-teritorială Dofteana, prin grija poliției locale, am distribuit în cursul săptămânii trecute toți cei care au magazine și desfășoară activitate economică în curtea școlilor sau vis-a-vis de școală, exact lista cu acele produse care au dreptul să le comercializeze. Mai puțin chipsuri, mai puțin băutură alcoolică, mai puțin tutun, mai puțin doze de energizant, etc. Motiv pentru care vă rog foarte mult să ne sprijiniți, pentru că noi suntem acei care educăm acești copii. Educația lor, știți destul de bine, este generatorul, plecând, așa cum v-am spus, din 2018. Investesc în educație, investesc în ce? În credință. Am construit două biserici, case prazdicale, case mortuare, tot ceea ce mi-a stat în putință, pentru binele locuitorilor din Dofteana. Am reabilitat dispensarul medical. Din 2 medici am făcut 5, primindu-și, punându-le la dispoziție spații să-și desfășoare activitatea, ca sănătatea noastră trebuie să fie, a fost și va fi pe primul plan. Dar trebuie să fiu sprijinit. Eu am avut, am și voi avea o obligație față de dumneavoastră. De ce? Eu sunt acela care am primit 90% votul dumneavoastră. Motiv pentru care vă mulțumesc tuturor, respectos, dar v-am promis că voi livra bunăstare întregii localități, siguranță întregii localități. Asta este misiunea mea. Asta este misiunea mea. Dacă plouă, sunt pe stradă, dacă ninge, sunt pe stradă, dacă s-a întâmplat un accident, sunt acolo și așa mai departe. Consider faptul că așa ar fi bine ca un primar să-și facă treaba. Și nu numai, fiecare să-și facă treaba în dreptul lui. Vă mulțumim! Repet, aici, la această școală, a fost așa un zis, un cuibăraș așa de viespi. Motivul care este? De la 1 ianuarie și până astăzi s-au schimbat 4 directori. Directori care la rândul dumnealor au luat funcția prin examen. O parte s-au transferat, o parte au demisionat, dar cei care doresc să meargă în continuare, să-și facă treaba. Care nu, să dea deoparte, că nu sunt oameni de neînlocuit astăzi. Să fie clar. Cine s-a pus în fruntea populației, să o demonstreze. Să arate ce poate. Și am rugat cadrele didactice, am rugat pe doamnele și domnii directori. Pe fruntea unui om, indiferent de studii, trebuie să scrie un titlu: om gospodar. Dacă ești gospodar, nu există să nu meargă lucrurile bine. Nu există. Am invitat-o astăzi și nu știu dacă participă pe fosta secretară, doamna Geta Popa, pe care o știm cu toții. Dumnea ei trecea prin fața administrativ, unității administrativ-teritoriale și o vedea lucrătorii la primărie. Sărăcuța făcea și corespondența la poștă și înapoi și îmi spune directoarea economică: domnule primar, când punea cheia la sfârșit, dădea exact toate socotele făcute din creon și din pix. Astăzi avem calculatoare și astăzi avem probleme. Adică, cadre didactice care nu și-au primit salarul. State de plată rectificative. Cum am avut și în vara aceasta. Nu emit fișa de matriculare a unui copil când nu am program. Dar de fapt și de drept era aici. Nu am cheile la mine că am plecat nu știu unde. Nu. Toți plecăm și rămâne altcineva în loc, prin delegație să-și facă treaba. Să nu mă pună pe mine în situația să fac naveta la Bacău, haideți să clarificăm situația. Să înlocuim un om, să punem un om capabil, pentru că dumneavoastră vă luați liber de la serviciu și veniți la școală să ridicați o adeverință pentru un copil și doamna secretară nu vrea. Nu, astăzi nu, nu am timp sau te mai ține o oră pe bancă, pe scaun. Aș vrea să elimin așa ceva. Cu sprijinul doamnei inspector general șef, aș vrea să elimin așa ceva. Adică să dăm neghina din grâu deoparte și să fie oameni capabili, competenți, care își fac treaba. Toți! Vă mulțumesc! Cred că am vorbit, zic eu,
am cuprins ce am avut de spus și mai am multe, dar nu vreau să vă mai rețin. Vă rog să mergeți fiecare dintre dumneavoastră să vedeți copilașii unde învață, în ce condiții învață și atrag atenția tuturor cadrelor didactice. Domnilor directori, nu aș vrea ca munca noastră de 4 ani de zile, 2018-2022, să se ducă undeva unde nu trebuie, adică de râpă. Nu aș vrea canalizări înfundate, nu aș vrea scris pe pereți I love you, nu vreau să văd scris pe campingul din față, nu știu ce, semnături, scălituri, te iubesc și așa mai departe. Acele pot fi transformate altfel, să-i spui la o fată sau pe cine îndrăgești, să o iubești, să-i spui în față, nu să mai scrii acolo. Lucru pe care la orele de diriginție, la fiecare clasă puteți să le transmiteți copiilor. Mulțumesc încă o dată, doamne inspector general șef. La cererea mea personală și a doamnei director, am solicitat un post de paznic aici, pentru că a fost cândva, dar a fost pierdut pe drum, postul mă refer. A fost pierdut prin neglijența altora care au condus aici, da? Motiv pentru care ni s-a aprobat în ultima ședință a Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație a județului Bacău, în speță doamna general, inspector general șef Anca Igarmin, avem un post de paznic care în câteva zile îl vom scoate la concurs, om abilitat, avem nevoie de om școlarizat, care va fi în fața porții la școala Scarlat Login, acolo unde am făcut la porțele mari, securizare, intră microbuzul școlar, deschide cu telecomanda, după el se închide singură. În partea cealaltă, unde vor intra cadrele didactice, același lucru. Cu câteva zile în urmă am adus firma autorizată, specializată de icarisaj și am adunat 8 câini de aici și i-am predat la o firmă specializată și nu-i mult, decât 7 milioane și ceva în bani vechi, să mă înțelegeți, să recoltez un câine cu o firmă autorizată, să scăp școala de câinii vagabonzi, dar vreau să scăp școala de tatuații care vin pe aici, șmecheri, iertați-mă că vă spun lucrul ăsta, prin spatele școlii și copiii dumneavoastră nu pot fi în siguranță din aceste condiții. Să mai ia la discuții și cu dirigintele, cu învățătorul sau mai amenință. Motiv pentru care de la ora 8 până la ora 16 va fi paznic și va intra în curtea școlii doar atât copiii, părinții care vin cu diferite probleme la școală, iar alții care n-au treabă cu școala sunt liberi. Pe drum să ducă unde dorește. Am împrejmuit peste totul, zicem noi că... Cred că s-o ars, bateria de când tot vorbesc. Da. Nu vreau să vă plictisesc. Timbrul meu vocal de multe ori sau de cele mai multe ori, aș putea să vă spun, prin seriozitatea și timbrului vocal, m-au promovat în viața asta și la o școală militară și pe unde am mai fost eu. Da. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care astăzi au participat, dumneavoastră, dași părinți, în număr atât de mare. Dar vreau să le mulțumesc și conducerei județului Bacău, care mi-au fost și îmi sunt alături. Pentru că la primăria comunei Dofteana, când facem pasul pe poartă, există un prieten care se numește primarul Bujorioan și vă așteaptă mereu să vă rezolv problemele în mod legal, corect și cinstit. Dar eu, la rândul meu, am prietenii mei care sunt aici. Poate de multe ori plictisesc, dar nu am avut ușa închisă niciodată și cuvântul așa mi-l spune președintele Consiliului Județean și domnul prefect, spune Nea Ioane. Și Nea Ioan spune cum vorbesc, acum mă mai opresc, dumneavoastră ascultă, dar nu ezită să nu mă ajute. Bineînțeles că și eu am urechi, dar m-am și eu pe cineva pe acolo, dumneavoastră mă spun, băi, nu ne merge, trebuie să facem cu asta ceva. Da. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Mulțumesc părintelui Protopop.
care este și va fi în permanență alături de noi, în care dumnealui, în afară de faptul că păstorește vreo 72-75 de parohii creștin-ortodoxe pe Valea Trotușului, pe mine mă ajută și în alte probleme, pentru că dacă știu că Părintele Protopop are un prieten și nu pot să ajung la el, aperez la Părintele Protopop și Părintele Protopop mă sună, s-a rezolvat, da, Părinte, vă mulțumesc. Motiv pentru care mă plec în fața dumneavoastră, vă mulțumesc că astăzi, pentru prima dată, ați ajuns aici în fața noastră. Îl am pe prietenul meu, Vasile Budacă, care este consilier județean. La 7:30 primește primul telefon de la mine. Săracul are o fire calmă. Mă ascultă. Dar imediat, după o oră trebuie să-l sun. Băi, s-o rezolvă. Stai, doamne, nu sunt când zi telefonul. Imediat, acum. Acum trebuie să rezolv, pentru că eu nu pot să amân. Încă o dată, mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Să aveți încredere în mine, să aveți încredere în aparatul de specialitate și nu în ultimul rând în Consiliul Local, care veghează la sănătatea populației din Dofteana și la copiii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Cred că aveți tot ce vă trebuie. Sunteți serios atunci când trebuie. Și ne bine dispuneți când este cazul. Am să dau cuvântul în continuare părinte Protopov. Vă rog, părinte. Nu știu ce să mai adaug la ceea ce a spus domnul primar, dar am un discurs, domnule prefect, domnule președinte, pe care îl știți. Și o să rămâneți uimiți. Domnule, chiar știu cuvântul preotului, eu vă spun că îl știu și copiii. Iubiți copii și iubiți părinți. Noi am venit cu un cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să spunem împreună Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, împărăția ta, facă-se în voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-n nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează sufletele copiilor acestora minunați. Pe toți tinerii de diferite vârste, cadrele didactice, pe noi robii tăi, pe toți cei care lucrează și se ostenesc în comunitatea aceasta, primarul și invitații lui, dă-le lor, Doamne, sănătate, ajutor și binecuvântare, că sfântești pe toate, le sfințești acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă doresc zile frumoase în această școală minunată și unică la noi, în zona noastră. Multă sănătate și succes! În continuare, cred că este frumos să facem o ceremonie de predare a ștafetei, ca să zicem așa, între mai vechi școli și domnișoara Lorena Condei, care este debutant. Vă rog! Bună ziua tuturor! Vă rog să-mi permiteți să vă împărtășesc câteva din gândurile mele la acest moment deosebit. Mărturisesc că sunt copleșită de o mulțime de emoții și de sentimente să particip la deschiderea noului an școlar, pentru că îmi provoacă amintiri plăcute din perioada când eram profesoara acestei școli. Mulțumesc domnului primar pentru invitația făcută, mă simt onorată și mândră că fac parte din comunitatea Comunii Dofteana. Mă uit în jur și tot ceea ce văd îmi încântă sufletul și privirea. Văd o școală complet renovată și o grădiniță nouă, bine dotate, echipate cu mobilier nou și modern, la standarde europene.
O bună educație înseamnă un efort și o datorie asumate de domnul primar împreună cu echipa Consiliului Local. Efectele acestora le vor simți elevii, cadrele didactice și nu în ultimul rând părinții. Prin urmare, așteptările elevilor și ale părinților sunt mari. S-a investit mult în realizarea acestui amplu proiect, urmează rezultatele și performanțele. Pe măsura condițiilor oferite de autoritățile locale, cu implicarea 100% a domnului primar. Vă doresc sănătate tuturor, să pășiți încrezător în noul an școlar, cu speranța de mai bine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Domnul Sava. Stimate domnule primar, mulțumesc pentru invitație, stimați invitați, dragi elevi, părinți și profesori. Cu ajutorul bunului Dumnezeu ne-am adunat aici, în acest colț de rai, ca într-o zi de sărbătoare la deschiderea noului an școlar. Într-un spațiu verde împodobit cu flori, vedem în jurul nostru clădiri noi, cochete, cu săli de clasă și de grădiniță moderne, la nivel european, bine încălzite, dotate cu laboratoare noi, sală de sport, sală de mese, grupuri sanitare, bibliotecă, laptopuri, calculatoare și conectare la internet în permanență. Școala Gimnazială Scarlat Longhin este prima din județ și singura care beneficiază de programul O Masă Caldă pentru Copii. Este o încântare, o mare bucurie să fii la o asemenea școală, reabilitată și modernizată printr-un proiect european, prin grija neobositului nostru primar Ioan Bujor, predestinat să fie lider, un gospodar cu nume de floare, care prin multiple proiecte în folosul comunității a făcut ca întreaga localitate dofteană să arate ca o floare. Se cuvine așadar să-i mulțumim domnului primar pentru tot ceea ce face, să mulțumim și echipei care l-a ajutat, doamnei viceprimar Dana Camară, domnilor consilieri, aparatului de specialitate al primăriei dofteană, precum și conducătorilor politici de la județ sau de la centru. Privind puțin în istoricul școlii dofteană pentru a face o comparație, amintesc faptul că ea a fost înființată în anul 1864, adică în anul în care domnitorul popular de factură socială Alexandru Ioan Cuza dădea legea instrucțiunii și punea bazele învățământului românesc. Școala a funcționat la început cu trei sări. Cu trei săli, inclusiv locuința directorului, până în 1923, când s-a inaugurat un local nou, a cărui construcție începuse în 1914 și care fusese deteriorată în timpul războiului. Este vorba de clădirea care a existat înaintea construcțiilor actuale și căruia îi spuneam cu câteva decenii în urmă școala veche. De-a lungul timpului, la școala dofteană au lucrat cu pasiune și s-au impus, printr-o bună pregătire, multe cadre didactice. Nu pot face acum o enumerare, căci lista e mai lungă, la fel și cea a directorilor de școală. Le aducem un cald omagiu și mulțumiri tuturor. Rezultatele nu au întârziat să apară. De-a lungul timpului, elevii școlii au ajuns și ei să fie preoți, învățători, profesori, educatoare, medici, ofițeri, ingineri, scriitori, dar și buni meseriași, tâmplari, zidari, sudori, dulgheri, croitori, maestri sondori, mecanici auto, buni agricultori, etc. Aș putea să amintesc în continuare câteva din marile personalități care au numele legat de școala și localitatea dofteană, dar mă limitez numai la cel căruia îi poartă școala numele. Scarlat Longhin, care a fost profesor, doctor, academician și general, distins cu Ordinul Meritul Militar clasa 1, consilier în Ministerul Apărării Naționale. Școala dofteană poartă cu cinste numele acestui savant de renume, care a avut inovații în domeniul dermatologiei și microbiologiei. Dacă în armată se spunea că fiecare soldat poartă în raniță bastonul de mareșal, atunci putem spune și că în ghiozdanul fiecărui elev se poate afla mai târziu o diplomă de profesor, medic, inginer sau brățara de aur a unei meserii bine practicate.
Începând din acest an școlar, școala gimnazială Dofteana este îmbrăcată în haine noi și are cadre didactice calificate foarte bine pregătite în specialitate. Elevii vor primi ca și în alți ani rechizite gratuite. În condițiile minunate care au fost create la această școală, la standarde europene, vă îndemn, dragi elevi și profesori, să veniți cu încredere, cu dragoste și pasiune pentru a vă asigura succesul personal, dar și pentru a ridica prestigiul școlii și al localității Dofteana. Pe lângă personalitățile noastre locale, iată că acum avem un invitat, am folosit ghilimele, de mare onoare, poetul Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești, în memoria căruia, pe 15 ianuarie a fiecărui an, sărbătorim Ziua Culturii Române. Bine ai venit la școala Dofteana, maestre! Felicitări, domnule primar, pentru că ați pus în practică și această inițiativă. Acum ați făcut loc și pentru propuneri poetice. Iar ca dovadă că marele poet ne veghează de sus, nu numai de pe soclu din fața școlii, iată ce ne transmite. Ce-ți doresc eu ție, școală în onor? Să învățați mai bine, să munciți cu spor. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorii, țara mea de dor. Fiii tăi trăiască numai în frăție. La trecutul mare, mare viitor. Vă doresc tuturor multă sănătate și succes în noua an școlar. Vă mulțumesc! Cred că eu o să fiu cea care încheie oarecum lanțul speech-urilor în cadrul acestei festivități de astăzi. Acum, stimați invitați, stimați profesori, dragi părinți și dragi elevi, venim astăzi la școală ca să ne informăm asupra unor informații de interes general. Venim ca să vedem, să cunoaștem părinții, profesorii, elevii, clasa, să ne acomodăm puțin cu programul de lucru și cu rigorile programului școlar. Este așadar o întâlnire benefică. Însă, caracterul util, practic, al întrevederii noastre este unul din punctul meu de vedere secundar. Consider că ne-am întâlnit ca să ne manifestăm o bucurie pe care cu toți o simțim. Este bucuria sufletului tânăr, bucuria sufletului tânăr de elev, bucuria sufletului tânăr de profesor. O bucurie oarecum tainică care cuprinde emoția unui nou început, bucuria revederii și speranța spre mai bine. Este o bucurie autentică, resimțită la fel, după cum vedeți, indiferent de generație și indiferent de contextul social în care ne aflăm. Iar mesajul meu către colegi și către elevi nu poate fi scos din acest context. Într-o societate în care valorile sunt adesea confundate cu non-valori, autenticul cu inautenticul, voi, ca școală, trebuie să aduceți prin dascălii dumneavoastră caractere, modele de urmat, care să fie capabile să sădească în sufletul tinerei generații valori care în ziua de astăzi sunt perimate, cum ar fi respectul pentru muncă despre care am discutat până acum, cinstea și deschiderea către cultură. Acum să vă povestesc câteva aspecte din experiența mea în această școală, care este de mai bine de 8 ani. Ca elev, am întâlnit diferite tipologii de cadre didactice. Am întâlnit cadre didactice care stăpânesc darul povestirii, stăpânesc arta călătoriei, care știu cum să apropie elevii de dânsii, buni lideri și buni moderatori ai relațiilor interumane, care nu s-au rezumat numai la transmite noi informații sau cunoștințe. Mă scuzați, ne-au ajutat să ne arate cum să comunicăm unii cu alții. Tot aici am învățat că profesorul nu este doar persoana care transmite cunoștințe, ci persoana care prin prezența ei lângă elev devine parte din viața acestuia. Îi înțelege sufletul, se bucură și se întristează odată cu el privind eșecurile și realizările sale. Capacitatea de a înțelege și de a accepta un copil se naște cu acea persoană care devine ulterior
fost profesor. De aceea m-am aventat eu în această călătorie, pentru a deveni la rândul meu dascălul, a cărui amintire este evocată cu duioșie și cu recunoștință de foști elevi. Dragi elevi, există într-adevăr aspecte în viață mai importante decât școala, însă voi trebuie să înțelegeți că este imperios ca școala să fie principala voastră preocupare. Fiecare zi din viața voastră este importantă, însă cea mai importantă este ziua de astăzi. Acestea sunt gândurile cu care eu îmi doresc ca voi să porniți la drum în fiecare zi a acestui an școlar. Vă mulțumesc! Foarte frumos a vorbit, foarte frumos, bravo, bravo. Domnul primar, dacă mai are ceva de adăugat, vă rog. Da, uitați-mi să vă spun că acest proiect a fost început în perioada când doamna Nicoleta Irimia era director. Dă mai încet un pic microfonul, așa. Domnule, ei din motive bine întemeiate și conducerea școlii le știe, s-a transferat, lăsând în spate o muncă care împreună cu bune cu rele și discuțiile au fost așa cum au fost, dar au fost constructive. Dumnezeu a plecat, s-a transferat la Târgu Ocna și astăzi se află în Regatul Unit. Probabil mâine, poimine, am invitat-o, cred că mâine sau poimine o să ajung în localitate, lucru pentru care îi mulțumesc pentru colaborarea dumnei. Vreau să vă mai adaug niște lucruri care acestea sunt și atrag atenția cadrelor didactice și altor persoane. În baza unui proiect european, accesând un proiect european prin măsura, dacă zic bine, 6-4, am construit acel cămin nou în satul Bogata, cu toate dotările necesare, inclusiv cu instrumente muzicale de câteva miliarde. Stau la praf acolo. Am nevoie de ce? De un maestru, de un profesor, de o profesoară în care să inițieze acești copii să cânte la un instrument muzical, pentru că un instrument muzical suntem obișnuiți, cum era odată, cu o dobă, cu o nu știu ce, cu un frigon, dar acum avem instrumente moderne în care poate să învețe foarte ușor, dar numai trebuie să fie inițiați acești copii. Și vă rog, cadrele didactice care doriți, știți că acolo avem peste 200 de costume populare românești pentru copii, plus celelalte pentru adulți, inclusiv instrumentele muzicale care vă stau la dispoziție. Vă doresc succes în noul an școlar, multă sănătate tuturor și multe mulțumiri invitațiilor noastre. Invitațiilor noastre. Pentru că știu că sunteți nerăbdători să vă vedeți clasele, o să anunț diriginții pentru anul școlar 2022-2023. Clasa pregătitoare, doamna Vasiloiu Maricica. Doamna clasa pregătitoare B, doamna Păscălin Nicoleta, domnul diaconu Nelu, doamna diaconu Ileana, clasa 2 A, Semeș Ana, 2 B, Pașcu Iulian, clasa 3 A, Hongu Mădălina, clasa 3 B, doamna Hanganu Ana, clasa 4 A, doamna Ignat Daniela, clasa 4 B, doamna Maftei Camelia, clasa 5 A, David Xaba, clasa 5 B, doamna Zapor Alexandra, clasa 6 A, domnul Isaki Elvis, 6 B, Dana David, clasa 7 a Negrianca, clasa 7 a B Prihoanca Diana, 8 a B Țifra Lenuța, 8 a, pardon, 8 a Țifra Lenuța, 8 a B Boatcă Cristina. Am să vă rog să lăsați oficialitățile să treacă, să viziteze școala, după care intrați și dumneavoastră. Mulțumesc, vă urez un an nou bun, plin cu succese și împliniri. Mulțumim!